Poți să filmezi? Okay? Poți să filmezi? Băi, frate, stă foarte bine. Și cu cercei și cu ochi albaștri și cu șapcă. Ce vrei mai mult? Și cu iPhone. Stai. Unde, mă? A, lasă, nu mai zic nimic. Băi, frate, eu vreau să fac un video, având în vedere că și tu ai mașină. Da. Eu am avut mașină, am foarte puțin kilometri, am folosit, dar tu ai și mașină și scooter. Eu îți dau cheia și iau cum vrei, dacă să te vrei. Nu vreau, nu mulțumesc. Băi, apreciez, dar nu, e ok. Bă, frate, eu vreau să fac un video, să compar o mașină și cu un scooter. Bun, la tine e mașină de muncă, nu e mașină... Așa, bă, la tine e mașină de muncă, da? Da, de muncă. Așa. Tu de ce nu ieși cu scooter? Spune-mi avantaje și dezavantaje. De ce ieși cu scooter și nu cu mașina? Pentru că e trafic și nu faci față la comenzi. Dar seara poți să ieși după 9 cu mașina. Seara după 9 cu mașina? Da, bă, și da. Sau într-o sâmbătă, dacă te-ai plictisit toată săptămâna pe scooter. Dar dacă crede lumea că pe scooter e mai bine cu mașina, uite, am colegi care au ieșit o zi, două cu mașina și îi fac cu scooterul. Și în 2 ore a dus mașina acasă. A ieșit în 2 ore și a dus. Oamenii care au experiență, l-au condus 15 ani în plus sus. Da. Băi, vrei să zic de ce nu-mi iau eu mașină? Unul a căutat, unul n-a ieșit cu mașina și a zis că de să o mai scot la plimbare. Și a căutat la ușa în drumul taberei. A căutat, cred că, jumătate de oră loc de parcare. Deci, bă, m-am vârtit pe acolo. Băi, hai să zic o chestie. Și omul care a fost, a făcut și persoane și de toate. Adică taximetrist. Nu pot să zic taximetrist, dar nu vreau să... Bine, nu vorbim, hai să zicem o chestie. Treaba lui ce-a făcut. Ok, băi, frate, vrei să zic de ce nu-mi iau eu mașină? Pentru că o să mă coste asigurarea. Dacă îmi iau Matiz, o să coste mai mult asigurarea decât mașina. Nu e vorba de asigurare. Că până la urmă, dacă... Ba da, trage este vorba. Trage o săptămână, în 2 săptămâni. Hai, lasă, trage o săptămână tare, nu, frate, nu e așa. Asta a fost o glumă. Nu. Da, bă, nu e vorba de asigurare, s-a făcut și gazul 4 lei. Da, 3 lei. 4 lei. Da. Și gazul consumă mai mult ca benzina. Da, consumă... Altul realistic, altul e pe GPL. Da, 12 litri. 12... 48 de lei la 100 de kilometri. Ma. Și dacă mă dau la ea... Ma! 48 de lei fac 2 zile. Deci ăsta e motivul principal pentru care nu mai lucrezi tu, nu mai livrezi tu cu mașina. 3-4 ore mai faci un efort, îi mai bagi un 25 de lei acolo și mai ieși cu ea. Dar ziua, pe trafic, pe gaz, te spate. Niciodată, mai ales în București. Înțelegi că mașina consumă când stă și în București se stă? Bă, scooterul ca scooter. Eu scooter o să am toată viața pentru că îmi place foarte mult. Așa îi place, să meargă zigzag. Ce? Ăsta a intrat pe banda aia. Da, nu știu, nu are relevanță, hai să vorbim. Deci, eu scooterul o să am toată viața. Dar mașină, băi, am în vedere să-mi iau o mașină dacă aș locui la undeva familie, la țară. Aș merge. De, o mașină de familie. Da. Doar așa, cazul ăla. Sau... O să ai atâta cheltuială că nu o să se amortizeze. Da. Și mai bine stai acasă pe vremea rea. Da. Cât s-o faci, da. Și tot s-o cheltui pe ea, de ce? Mai bine ies adică 4 ore cu scooter. Dar n-ai niciun plus că ți-ai luat-o. Da, păi, frate, eu aveam în vedere să-mi cumpăr mașină pentru iarna asta și ies cu scooterul, ești nebun. Iarna trecută am ieșit cu scooterul, iarna asta ies cu scooterul. Adică, nu se amortizează. Iarna e blândă și poți să ieși. Ce? Băi, iarna este blândă, într-adevăr. Și în zilele în care, într-adevăr, chiar ninge, aici nici dacă mai... Dacă muncești stabil atunci când poți munci și când vezi că e mai nasoală vremea una alta, nu ieși, e ok. Că dacă da. Tu ieși, ai o zi, două în plus cu mașina. E vorba de stabilitate, să ești stabil cât ești cu scooter. Bun, tu ce mașină ai, ca să ne facem o idee? Și cât costă? Simbol. Ce orientativ? De am ce... luat 8500 și i-am pus GPL 3. Bun, 10.000 de euro, 2.000 de euro, 10.000 de lei. 3.2500 cu tot în 2.500 de euro. Și pe ăsta ai dat 1.000 și ceva. Deci 2.000 și... 1.700 cu... Bine, hai, 1.000, da mă frate, dar găsești scutere și la 1.000 de euro. Zic că zice mai puțin. Ce? Cu 1.500 l-am luat. Da. Plus reviziile tot cam 1800-1900. De bun. Să mulțumim de el, ca să nu zică lumea după că ăsta zice prea puțin. Știi? Da, pentru că tu ai avut o ofertă realistic. Foarte bună. Da, zic realistic. Realistic, da. Și eu tot așa, am dat 2000 și ceva. Am 2800. Dar ce mașină aș fi putut lua eu cu 2500-2800 de euro? Eu am dat 2800. Bă, aș fi putut lua un Logan pe gaz. Dar s-ar fi meritat? Ar fi meritat?
Ar fi meritat să-mi iau un loc apăcat. Pentru familie și mai multe chestii. Dacă tu-l ții doar să ieși o zi iarna cu el, nu, că nu se amortizează. Nu. Sunt de aceeași părere cu tine. Aia consumă și se strică. Da. La mașină faci programare, la service, manopera, știi cât costă să schimbi distribuție la mașină, da? Nu vreau să știu. La mâna a două trebuie să o schimbi. Că ăla zice, bă, am schimbat-o ieri. Nu e așa, n-am schimbat-o ieri. Aia costă bani. Da. Da. 2000 de lei poți să servisezi scuterul pe jumătate de an. Da, tu ce ai aici? Ai dat cumva baterie la o mașină? I-ai dat curent? Da, la un... Bine, am dat de la mașină, dar am avut și eu nevoie. Ai avut nevoie de curent. Da. Deci până și scuterele. Deci până și scuterele astea de 2007-2008 de cât sunt ele, până și astea au nevoie de curent, de atenție. Da, trebuie să schimb bateria asta. Da. Ai făcut o bună perioadă cu mașina. Ai făcut vreo 20-30.000 de kilometri. 30.000 de kilometri. Te-ai mai întoarce la mașină să faci doar full time cu mașina? Băi, ok, dar te enervează traficul. Te enervează trafic. Sâmbăta, duminica. Sau după 9 seara. După 9 seara. Da. Dar așa, de la 4 la 5, la 4 așa la 6? Dacă n-ai altă alternativă, ieși sau dimineața, cât e liber, îți ai pauză și ieși seara. Da. Okay? Da. Atunci da. Dar să stai așa 15 ore nebunești. Da. Bine, ai stat și tu 15 ore, ai nebunit. Am adormit la un semafor. Ce ai zis? Am adormit noaptea la un semafor. La un semafor ai adormit, da băi, e nasoală treaba. Hai să mergem. Coșul meu de gunoi. Ăsta a fost episodul. Cu o răcea, ia uite cum pornește tot. Hai mă să mergem, bă. Cam ăsta a fost episodul pe ziua de astăzi. Eu sunt Curier de Top și noi ne revedem la un următor episod.